Noul an a adus și liberalizarea completă a pieței de energie electrică. Asta înseamnă că oamenii nu mai plătesc prețuri stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, ci pot să își aleagă singuri furnizorii. Problema este că mulți încă nu știu ce înseamnă exact liberalizarea și ce au de făcut în această perioadă. Cum alegem cea mai bună ofertă, ne spune însă Andra Mitu. Bun găsit! Înainte de toate, trebuie să vă uitați pe factură. Dacă în stânga sus scrie factură piață concurențială, nu trebuie să mai faceți nimic. În caz contrar, aveți mai multe variante. Prima e să nu faceți nimic, iar în această situație, furnizorul dumneavoastră vă va livra în continuare curent electric, însă la un preț de serviciu universal, adică un preț mai mare. O a doua variantă ar fi aceea să luați legătura cu furnizorul dumneavoastră și să renegociați contractul astfel încât să obțineți o ofertă avantajoasă. Dacă nici această ofertă nu vă mulțumește, puteți să schimbați furnizorul. Puteți vedea ce oferte au și ceilalți furnizori folosind comparatorul prețurilor de pe site-ul ANRE. Tot ce trebuie să faceți este să completați câmpurile obligatorii, iar aplicația vă va arăta exact ce oferte au și ceilalți furnizori. Și în funcție de asta veți lua o decizie. Oricum ar fi, experții ne sfătuiesc să ne alegem, să ne schimbăm contractul de energie electrică astfel încât să fim pe piața liberă pentru a nu plăti un preț de serviciu universal care poate fi mai mare chiar și cu 26%. Încă de la primele ore ale dimineții, oamenii s-au așezat la rând la mari furnizori de energie electrică pentru a primi lămuriri în ceea ce privește liberalizarea pieței energiei. Te-au dus înăuntru, ți-au spus că ești la ei și nu trebuie să faci absolut nimic, că e... Au fost niște modificări care prea multe nu le înțelege, că nu-ți dă nimeni niciun detaliu. V-au mulțumit explicațiile pe care le-ați primit nu. În privința contractului? Nu, nu m-am mulțumit deloc. Nu știm ce să facem, doar atât au spus că putem să rămânem cu același contract. Ce ați înțeles din contractul ăla de liberalizare? Absolut nimica. Absolut nimica. Ce să mai înțelegem? Ce ne spune ei, aceea trebuie să facem, nu? Merem nicolo, plătim cu 2 lei mai puțin acum, păstornam, plătim cu 10-15 mai mult. Ce ați înțeles din liberalizarea pieței electrice valabilă de la 1 ianuarie? Valabilă și am înțeles că se scumpește. Piața concurențială e la pământ. Nu mulți o să-și permite să plătească 30% în plus la facturi. Și la Suceava, oamenii au intrat buluc în sediul furnizorului de energie electrică să vadă ce se întâmplă cu contractele speriați de noile prețuri. Unei bătrâne i s-a făcut rău în timp ce a aștepta la coadă. Vă simțiți bine? Vă este rău? Stați de mult timp? De cât timp stați aici? De la dimineața la 8:30. Și ce vreți să faceți? Să fac cu contractul ăsta, apar n-am cu contractul ăsta, nu știu nimic, și contract, pot avut la televizor. Explic la toată lumea că universalul e mai bun, puteți mergeți acasă, nu știu ce, și am spus, doamnă, cum puteți spune dumneavoastră că universalul este mai bun dacă acolo vezi la preț 0,56? Cum puteți să spuneți că ăsta preț este mai bun ca 0,48 cât este acum? Cum puteți spune? Cei 6 milioane de consumatori care au rămas în piața reglementată au două variante. Rămân cu vechile contracte și plătesc prețuri numite de serviciu universal, care vor fi mai mari cu 13-26%, sau încheie alte contracte în piața liberă. Toți clienții casnici își pot schimba furnizorul de energie electrică în termen de maximum 21 de zile de la data solicitării.